O femeie a fost la un pas de a-și pierde viața din cauza unui cocktail. Aceasta a dat foc băuturii, iar lichidul care ardea a ajuns pe corpul ei. Incidentul s-a produs aseară, în jurul orei 23, într-un apartament din sectorul botanic al capitalei. Inițial, oamenii legii au fost anunțați că femeia și-ar fi dat foc intenționat. Totuși, după ce au sosit la fața locului, polițiștii au stabilit că victima de 42 de ani nu a încercat să se sinucidă, iar totul s-a produs într-o clipă de neatenție. În urma celor întâmplate, femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale.